Prefecturile din întreaga țară au primit primele instrucțiuni de reduceri salariale și de personal. Acestea trebuie aplicate atât la nivelul instituției prefectului, cât și la nivelul instituțiilor deconcentrate. Potrivit prefectului județului Sălaj, Alexandru Veg, aproximativ 8-9 persoane din cadrul prefecturii ar putea rămâne fără loc de muncă. Este adevărat că am primit o asemenea notificare. În acest moment lucrăm la ducerea la îndeplinirea măsurilor deja anunțate de către guvern, dar deocamdată e prematur să vorbim foarte mult despre reducerile de personal, pentru că o astfel de măsură va fi aplicată abia de la 1 ianuarie 2011. Sau cel puțin, așa știm noi în acest moment. În cazul instituției prefectului, 8 sau 9 persoane ar putea rămâne fără loc de muncă. Evident, aceste măsuri sunt valabile și pentru instituțiile deconcentrate, pentru că legea nu face diferențieri. Un lucru e sigur însă, până în 2013 numărul bugetarilor din întreaga țară trebuie redus, așa că cel mai probabil și anumite instituții publice care au același obiect de activitate vor fi comasate și restructurate, a declarat Alexandru Veg, prefectul județului Sălaj. Potrivit unei analize recente făcute de jurnaliștii de la Ziarul Financiar, județul Sălaj este fruntaș la birocrație cu un număr de 10.000 de bugetari la o populație de peste 200.000 de locuitori. Astfel, nivelul costurilor din administrația locală sălăjană trebuie reduse. Prin urmare, la prefectură se fac deja calcule privind viitoarea schemă de personal.